știți, noi cel puțin cu toții am simțit acest lucru. De ce? Cumva aveți impresia că stau în Bosnia și dumneavoastră o din Brăila? Așa mi-ați dat impresia atunci când am început. Nu, cred că așa mi-ați dat impresia sau cred că probabil așa s-a întâmplat, pentru că în acea zi, când toată lumea, vă dați seama că își făceau griji, toți cetățenii județului, că nu au curent, când nu merge BAC, când nu funcționează traversarea la BAC, când zona Râmnicu Sărat, speță la primăria Gradiștea, zăpada era de 10 cm, că au fost mașini care s-au răsturnat pe drum. Am încercat personal să iau legătura cu dumneavoastră să văd, poate la Consiliul Județean, poate la Consiliul Județean găsim pe cineva pe care putem să-l contactăm, măcar să anunțăm. Cred că ar fi normal să copiem ceea ce fac colegii noștri gălățeni care spune de fiecare dată că ei fac și, sau nu fac. Păi nu, n-am terminat. Era normal să faceți și vă propun să faceți o celulă de criză, măcar 2-3 persoane, să copiați și au făcut cei de la Galați, ca de fiecare dată un cetățean care vrea, de bună credință, care vrea să vă științeze, chiar dacă dumneavoastră aveți telefonul închis, măcar să ia legătura cu cineva la Consiliul Județean, să poată să anunțe mai departe pe ceilalți care poate să vor să implice.